Hai să vedem pentru ziua de luni, 26 iulie, care este energia pe care ne transmit cărțile de tarot folosind o singură carte. Tot o carte din suita de bute, interesante. Aici vedem iarăși un leitmotiv. De data aceasta a apărut șaptele de bute. Nu o să spun asta foarte des, dar în această zi de luni e important să nu renunți la valorile tale, la principiile tale, la lucrurile pe baza cărora vrei să-ți construiești viața și realitatea. Aici e ok să te încăpățânezi. E ok să nu renunți la anumite idei, la anumite valori și principii care sunt importante pentru tine. Și atunci când oamenii din jurul tău încearcă să te convingă, să faci lucrurile altfel, să acționezi așa cum lor li se pare ok, să te comporți astfel încât să nu îi scoți pe ei din zona lor de confort, nu fă acest lucru. De exemplu, dacă tu ești la dietă sau ai renunțat la țigări sau ai renunțat la alcool și cercul de prieteni încearcă să te presioneze, să revii din nou în acele tipare toxice pentru că ei sunt încă în acel nivel energetic scăzut, pentru că în felul acesta îi faci pe ei să se simtă mai bine referitor la alegerile lor greșite, nasoale, destructive, nu fă acest lucru. Aici pune interesul tău deasupra nevoii lor de siguranță și de confort și adu-ți aminte de mesajul acestei cărți de tarot, că ești pe calea corectă pentru evoluția ta în această viață. Nu renunța la traiectoria pe care ai pornit-o, o să fie greu, dar o să fie și foarte frumos la final. Dacă ți-a plăcut mesajul meu, te aștept și pe canalul de YouTube cu etalări mult mai detaliate pe zodii în fiecare lună și cu o grămadă de alte surprize plăcute pentru tine. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Pa, pa!